Poliția locală a continuat controlele în zone de unde primim semnale că lucrurile nu sunt în ordine sau unde s-au constatat lucrări de construire fără autorizație, unde s-au desființat pereții interiori, academician Alexandru Borza numărul 7. Am primit un telefon disperat de la o fostă profesoară la Loga, care locuiește la etajul 1 la Alexandru Borza numărul 7, la romii veniți acasă de 3 săptămâni, sparg ziduri de rezistență, modifică structura interioară a apartamentului. Virtutea acestor operațiuni, la apartamentul 2, domnului Roza Cristian i s-a întocmit proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu legea 50/91. S-a stabilit o amendă în valoare de 5.000 de lei, dispunându-se intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire. În caz contrar, trebuie să aducă imobilul la starea inițială, având termen 1-2-2015. La controlul efectuat în acest imobil au participat și polițiștii din secția 1 Poliție Municipiul Timișoara, precum și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții. La al doilea imobil controlat, a fost la Eugeniu de Savoia numărul 14, unde este proprietar Socean Nicolae și Elena. Socianu Nicolae, Socianu Elena, care au domiciliu în Bocșa, Caraș Severin. Aici sunt lucrări masive. S-a stabilit că la etajul 1 în partea stângă și la corpul din spate s-au efectuat lucrări de degajare a molozului rezultat în urma surpării. Acolo s-a surpat un zid, s-a prăbușit acoperișul, planseul și corpul lateral stânga și o parte a pereților corpului lateral dinspre curtea inițială. Reprezentanții Direcției de Cultură Timiș au afirmat că proiectul de intervenție asupra clădirii este în curs de elaborare și va fi depus în următoarea ședință a Comisiei Zonale. Că în condițiile în care primăria este proprietară unui astfel de imobil, vom căuta să obținem autorizație de demolare, pentru că lucrurile astea constituie pericole publice, după părerea mea. Pun în pericol viața celor care locuiesc, fie că locuiesc legal, fie că locuiesc ilegal în acele spații. Astea sunt spețe controlate. O să vedeți că noi continuăm controlele în fabric. Că am luat și ne-am focusat pe acest cartier, care reprezintă ceva în istoria Timișoarei. Este primul cartier care a ajuns cu locuințele până la podul Neptun, lipindu-se de cetate. Imobile în așa hal, trebuie făcut o expertiză. Domnule, se poate repara? Și cât costă reparația? Poate costă mai mult decât dacă faci unul nou. Și atunci trebuie luate decizii argumentate și, după opinia mea, trebuiesc demolate cele care constituie pericol public. Trebuie să facem un efort financiar, să găsim bani pentru aceste reparații, ele să se facă la prețul corect, să lăsăm cu mai puțin bani anumite zone care au cheltuit în exces sau fără justificare. Deplasări cu avionul la clasa business nu au nicio justificare pentru un conducător al unei echipe de basket. E valabil și la alte sporturi. Avem chiriași acolo, cel puțin parțial în proprietatea noastră. Am primit un material foarte interesant din partea OJV Celeului, celebru, care dorește să vândă în continuare, după ce le-am spus de 10 ori că au făcut un lucru la limita legii, acum solicită să mai vândă pe 112. Dispărând ștampilele,
Înainte fiecare avea câte o ștampiluță, nu se mai poate pune, viza spre vânzare aceste spații. Și din această cauză ei fac tabele cu doritori care vor să cumpere pe 112 și pe 10 din 2001, dar să ne dați avizul pentru vânzare. Ei, nu o să dăm niciun aviz, o să facem și un proiect de hotărâre prin care o să oprim orice intenție de a vinde prin această societate privată a unui fost șef de la finanțe. Vedem dacă ea lor le dăm un termen să-și facă proiect și să o reabiliteze și dacă nu, poate pleacă la Bocșa. Probabil că le place. Chiar nu pot să înțeleg cum poți să stai într-un asemenea focar de infecții. Un alt exemplu, pe strada Moților numărul 3, unde domnul Ișfan Ion, care locuiește la etaj, a făcut lucrări de placare cu marmură, realizare de ornamente, zugrăveli, fără ca dânsul să dețină autorizație de construire. I s-a făcut proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și urmează ca luni să fie amendat. Ei înlătură ziduri, lărgesc băile, își recompartimentează în altă parte o bucătărie. La imobilul situat în Bulevardul 1 decembrie 1918, la numărul 25, proprietari sunt Stancu Ștefan și Stancu Maria, s-a constatat înlocuirea parțială a învelitorilor acoperișului. Au schimbat acoperișul fără să aibă autorizație, au înlocuit țigla cu tabla și lucrări de reparații și instalații de apă, canal, fără să aibă autorizație de construire.